Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Monica Tăma și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Meșteri populari și voie bună pe Valea Păcurarului, festivalul Țuicii de la Coșești la cea de-a 17-a ediție. Pleiadă de personalități la Festivalul Internațional Cucuteni 5000 Redivivus din Comuna Dragoslavele. CS Muștel a câștigat prima ediție a turneului internațional de volei de la Câmpul Lung. Festivalul Țuicii de la Coșești a devenit o frumoasă tradiție atât pe plan local cât și național, continuând campania de recunoaștere a Țuicii drept băutură tradițională românească, dar și a celorlalte produse și meșteșuguri tradiționale specifice zonei. Anul acesta, sărbătoarea s-a diversificat cu un concurs de degustări de țuică și o paradă a trăsurilor de epocă. Toată comuna Coșești, cu mic cu mare, a luat parte la sărbătoarea de pe Valea Păcurarului, acolo unde s-a desfășurat cea de-a 17-a ediție a Festivalului Țuicii. Festival care a trecut cu mult granițele localității și chiar cele ale Argeșului și Muștelului. Programul organizat de Consiliul Local al Comunei de pe Valea Râului Doamnei a debutat cu un spectacol oferit de copiii școlilor din localitate. Meșterii populari din Coșești, făuritori de obiecte de ceramică, cusături pe pânză, costume populare, butoaie, feronerie, dar și producătorii locali de țuică s-au întrecut în a etala produsele. Nu vrem să se piardă tradiția, dar mai puținei cai. Nu mai e cum era odată. Dar rămânem pe poziție. Cât... În familie de când practicați acest meșteșug? Da, din moștrămoșii. Bunicii și așa mai departe. Și vrem să nu se piardă tradiția. Am 15 elevi care iamă, care îi învăț, de-abia din 15-2 am fost la Sibiu, am câștigat premiul întâi pe țară, am luat olimpiada la, aici la Pitești. E din tată în fiu se face așa ceva. Tatăl tău a făcut așa ceva? Bunicul? Da. Bunicul a învățat pe tata și tata m-a învățat pe mine. Și îți place ceea ce faci? Da, da. Am înțeles că de curând ați câștigat niște premii importante, dar ce premii? Da, am câștigat locul 1. Am fost la Sibiu, locul 1 pe țară, la Fierărit. La Fierărit, da? Da. Și tu la fel, da? Tot la fel. Știu, ce te atras? Că pe alții atrag, să zicem, calculatorul mai mult decât să facă așa ceva. Ne întrage și calculatorul, că suntem copii, dar din asta muncim noi, din asta trăim. Deci familiile voastre din asta au trăit, da? Da. Faceți pe vechiul sistem? Cum? Nu mai lucrăm pe vechiul sistem, că nu mai avem cum. Acum este o forță, un mecanism care suflă și acolo înroșește fierul. Tu în ce clasă ești? Am trecut a noua. A noua și tu? A opta. Succes în continuare. Mulțumim. Astăzi am venit cu o mică parte din muzeu. E tradițională, lucrată manual. Uitați, lucrez continuu. Foarte bine. Da. Aceea abia am îmbrăcat-o, am pus-o pe manechin, deci sunt calde. Și aici avem tot așa costume mai vechi, nu? Da, costume mai vechi, de peste 100 de ani. Peste 100 de ani, da. Ambele sunt de peste 100 de ani. În fiecare an venim cu marfă ceramică. Ce avem astăzi aici? Ceși de țuică, ceai de fier țuică, ce de vin, servici de vin, urciorușe, strechi, oale sarmale, pentru lapte. Când eram copil, se făcea pe roata olarului, se ardea în cuptor, acum s-a mai schimbat... Aceeași tehnologie. Da. Nu. Facem roată, o uscăm, la o lună, o arde.
Se vând? Se mai vând? Așa, așa, așa. Lucrați butoaie goale? Da, sigur. Da, se mai vând, se mai caută? Nu se caută, după cum vedeți. Nu, așa, în general vorbesc. Nu merge. De când? Nu, mă, le-a căzut nasul. De când lucrați? Bă, am 50 de ani de meserie. 50 de ani de meserie. Sunteți de unde? Din Coșești. Din producția proprie? Producția proprie. Da, se mai face, se mai... Se mai face. Cine e muncitor și adună prunele, îi face și țuică. Spuneți-mi, țuica de Coșești, de ce este deosebită față de țuica, să zicem, de Mușcel? Noi suntem de la Jupunești. Deci e deosebire între Jupunești și Coșești, da? Păi între Mușcel și... Ce face această deosebire? Zice din bătrâni cum răsare soarele și cum... Ce am auzit și eu de la bătrâni. Dar se vede după gust. Că tehnologia e aceeași, nu? Tehnologia e aceeași. Tot de fierbere, băgată la buț de lemn, că contează și asta. Una e să bagi la plastic, alta e să bagi la lemn. Deci fierberea într-o butie de lemn e altfel. Altfel. Altfel ca în cubitainer de plastic. Am înțeles. Deci totul ce trece până lemn are alte proprietăți. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie, elevii care au obținut rezultate bune la învățătură, dar și tinerii care au împlinit 18 ani, au fost premiați de către administrația locală. Ienescu, Ion și Elena. Probabil cunoașteți că sunt socrii mei și un moment mai delicat. A fost o zi de toamnă frumoasă cu aspeți sosiți din întreaga țară, dar și cu fiii satului care au venit să-și vadă părinții și să-și aducă aminte de copilărie. Primarul Nicolae Panu este cel care a reînviat acest festival, după ce câțiva ani a fost întrerupt. Un festival așa, după cum bine știți, care ne reprezintă atât la nivel zonal cât și național și nu numai, și prin care vrem să ducem mai departe anumite tradiții, obiceiuri și să promovăm meșteșugurile, meșteșugarii, produsele din zonă. Deci acest festival nu reprezintă numai un festival al țuicii, deci prin asta nu promovăm numai țuica ca băutură națională în sine, promovăm absolut toate produsele din zonă. Festivalul a început în urmă cu 20 de ani, iar meritul inițierii acestuia se datorează primarului Elisaveta Tudose, care a dorit să facă din țuica de Coșești un brand care astăzi depășește granițele țării. Cea de-a 18-a ediție a Simpozionului Internațional Cucuten 5000 Redivivus a reușit să facă din Comuna Dragoslavele centrul cercetării istorice românești. La căminul cultural din localitate, personalități în domeniul cercetării istoriei, dar și al artei, au susținut comunicări științifice legate de istoria poporului român. Prin această manifestare științifică și culturală, dragoslovenii care au fost nevoiți să plece pe alte meleaguri s-au întors acasă. De la Soveja și Cașin, dar și de pe alte meleaguri ale țării și din Basarabia, s-au întors acasă pe plaiuri muștelene pentru a lua parte la un eveniment istoric de mare însemnătate. Este vorba despre Simpozionul Internațional Cucuteni 5000 Redivivus, care a ajuns la cea de-a 18-a ediție și totodată au luat parte și la festivalul Hora care ne unește, aflat la cea de-a 5-a ediție. În căminul cultural din Dragoslavele a fost o întâlnire la nivel înalt, atât științifică cât și prietenească. Evenimentul a început cu interpretarea imnului național de către Ana Maria Cârstina. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, la care te-a dânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. O lecție de dăruire, de studiu, dar și de patriotism a susținut-o profesorul Constantin Macarie, specialist în poemul folcloric Miorița, de altfel dragoslovean stabilit în Soveja. Vă mărturisesc că am emoții foarte mari și o să înțelegeți de ce. Mă lupt de câteva zile cu ursul din mine. Să mă trudesc să dau răspuns. Și azi noapte am dat răspunsul, ieri, de fapt, venind spre Rucăr și Dragoslavele, acum sau peste 5 ani. Și m-am hotărât ieri, acum. S-au împlinit în 17-19 august
55 de ani de când peste 100 de sovejeni au venit cu o motocicletă, cu două Renault-uri, atâtea erau în Soveja, un autobuz și un camion de la CAP, au întors, au refăcut drumul pribecilor din 1620. Tot despre tradiții și cum ar trebui să le punem în valoare a vorbit și profesorul universitar Ioan Opriș. Ce suntem noi? Avem încă nevoie să ne completăm până și imnul. Ne tragem oare numai din Traian? Atunci, în 19, imnul așa suna și trebuia să sune. Când și-a serbat 40 de ani de domnie regele Carol I, și el s-a vrut și și-a scris în bronz că se trage de acord din Traian. A fost omis atunci de ceva. Și o mare nedreptate. Aceste omisiuni sunt multe. Patrimoniul acesta care l-au construit cei de dinaintea noastră și care ni se dă nouă generațiilor de astăzi, în custodie doar, ni s-a transmis de către cei pe oasele cărora trăiesc generațiile de astăzi, moșii și strămoșii noștri. Acest patrimoniu este în noi. Sunt probele noastre aici. UNESCO l-a desemnat patrimoniu material și patrimoniu imaterial. Cel material pentru români este foarte cuprinzător. În lista oficială sunt 34.000 de poziții, monumente istorice, situri. E mult, e puțin. Nici de ele n-avem suficientă grijă. Despre însemnătatea acestui simpozion care unește muștelenii de pretutindeni a vorbit profesorul Tudor Vlad. Am fost întrebat în calitate de organizator dacă mi-este greu sau dacă sunt niște rigori anume care presupune, pe care trebuie să le respecte cineva când vine. Am spus, într-adevăr, este o manifestare științifică de cel mai înalt nivel, are totuși eticheta sa, rigorile sale, dar până la urmă este despre oameni, despre a fi împreună, de a ne simți bine. Nu avem pretenția de a fi oameni care să-i excludă pe ceilalți. Hora care ne unește, ne unește pe toți. Din Cucuteni ne tragem cu toți și cu toții ne regăsim în cultură, în istorie și în tradiție. Gânditorul de la Hamangia este reprezentarea simbolistică a poporului român. Această piesă descoperită de către arheologi face parte din cultura Cucuteni. Indiscutabil, poporul român are în genă ceva din această cultură. Lucrul acesta îl punctează și academicianul Gheorghe Păun. E o mare bucurie din multe motive, nu le enumăr, dar enumăr câteva cuvinte cheie. E o întâlnire care se opune stricătorilor de memorie, iar la ora asta sunt destui. Doi, am sărbătorit acum 5 ani centenarul Marii Uniri. Pe aici pământurile sunt mustesc încă, pe vremea aceea harta s-a lipit cu sânge. E sarcina noastră să o lipim din nou cu cultură, prin cuvinte, unirea în cuce și simțiri, mai ales că avem aici Basarabia, de unde am revenit acum vreo 4-5 zile. Apropo, de acasă până acasă, era vorba lui Nicolae Dabija, pe care l-am vizitat cu ghilimele în cimitirul central din Chișinău. Au susținut comunicări științifice importante personalități ale vieții culturale și artistice, printre care Valeriu Dulgheru, Ilie Manoli, Sergiu Zaprojan de la Chișinău, etnologul Constantin Tănase, profesorul universitar Claudiu Neagoie, sculptorul Radu Adrian, ca să amintim doar pe câțiva dintre cei prezenți. Amploarea evenimentului a depășit granițele Muștelului și chiar ale României, iar prin densitatea mare de personalități sosite la Dragoslavele, putem spune că este capul de afiș al manifestărilor culturale și științifice din acest an. Artiștii plastici din cadrul Asociației de Arte Vizuale Idenegulici au avut câteva zile încărcate de evenimente. Tablourile acestora au fost expuse la Sinagoga din Pitești și la Centrul Cultural din Mioveni. Cu această ocazie a fost prezentat și un vechi costum popular muștelean, care a fost expus în urmă cu un secol la expoziția internațională de la Paris.
Pictorii mușceleni din Asociația de Arte Vizuale Idenegulici desfășoară în această toamnă un proiect intitulat File din istoria muștelului. Acțiunea are ca scop prezentarea caselor vechi din Câmpul Lung, transpuse pe pânză de către artiștii plastici din cadrul asociației. O primă expoziție a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, la Sinagoga Evreiască din Pitești, urmată de o a doua expoziție la Centrul Cultural din Mioveni. Evenimentul a fost unul încărcat de emoție, iar invitații au fost personalități ale muștelului. Binevoința Centrului Cultural și a Primăriei Mioveni, avem un frumos vernisaj și mulțumim pentru participare. Ne bucurăm că sunt atât de multe personalități în jurul și cu noi, în jurul nostru. Noi suntem Asociația de Arte Vizuale Idenegulici, 27 de membri de pictori. Printre dumneavoastră astăzi suntem mai puțini. În cadrul programului, Maria Filipescu și eleva Bianca Popescu au încântat publicul cu câteva melodii din folclorul românesc. Cine iubește și lasă Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, măi. Târâișul șarpelui și pasul gândacului, vâjâitul vântului, pulberea pământului, pulberea prezentă la vernisaj, farmacista Maria Vlădău a spus povestea costumului popular pe care îl purta. Acesta a fost prezentat și la expoziția de la Paris în urmă cu un secol. Port pe mine costumul doamnei preotese Maria Busuiocescu de la Nămăiești, de la mănăstirea unde se află icoana Făcătoare de Minuni, Maica Domnului. L-am primit într-un moment fericit pentru mine, eram la congresul de farmacie la Cluj și o colegă de-a mea m-a oprit și mi-a zis dacă vreau să fac ceva pentru familia dumnei, dacă pot, cum să nu, și mi-a spus că un minunat costum, cel pe care îl vedeți, stă în debara, întrucât fetele dumneai, una în Canada și una în Germania, nu avea unde să-l poarte. Și văzând după mine îmbrăcat așa, apreciat dânsa că ar putea să-l readuc văzului a câtor mai mulți oameni. L-am primit, am dat pe el decât doar 3 crizanteme și îl port cu mare cinste și cu obligația morală față de care eu m-am angajat în momentul în care l-am primit. Despre tablourile expuse a vorbit graficianul Nicolae Mihăilă. Astăzi, după cum știți, asistați la o expoziție poate singura, dar sper eu, nu singura și nu ultima, vor mai fi, nu, doamna președintă? Pentru că cenaclul Idenegulici, un cenaclu așezat și un cenaclu trecut prin foarte multe furșcaudine artistice, are ce arăta. Astăzi, expoziția de față vă prezintă clădiri emblematice din municipiul Câmpul Lung. Sigur, pe toate șevaletele observați lucrări de artă plastică, dar să știți un lucru, nu sunt toate clădirile prezente aici. Sâmbătă, 16 septembrie, la Galeria Arta din Câmpul Lung, Asociația de Arte Vizuale Idenegulici prezintă o expoziție inedită cu lucrări ale foștilor membri ai Cenaclului de Arte Plastice Idenegulici. O zi de mare sărbătoare la mănăstirea Glavacioc. Părintele Visarion Sorescu de la mănăstirea Slănic a fost instalat stareț și ridicat la gradul de protosinghel de către Arhiepiscopul Argeșului și Muștelului, înalt preasfințitul Calinic.
În duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, foarte mulți credincioși au ajuns la mănăstirea Glavacioc, titorie a domnitorului Vlad al IV-lea Călugărul. Aceștia au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie, care a fost oficiată în Biserica Așezământului Monahal, de înalt preasfințitul Părinte Calinic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Cu această ocazie, arhiepiscopul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru protosinghelul Casian Crețu, stareț al mănăstirii Glavacioc în perioada 1996-2023. Ierarhul argeșan a numit un nou stareț pentru mănăstirea Glavacioc în persoana părintelui protosinghel Visarion Sorescu, care a fost adus de la mănăstirea Slănic. După 25 de ani petrecuți în ascultare pe taborul Argeșului, Părintele Visarion primește această misiune de a continua eforturile depuse la Glavacioc de predecesorul său, Părintele Protosinghel Casian Crețu. Ierarhul argeșan a făcut o prezentare a noului stareț, amintind că provine dintr-o familie cu multe legături în viața clericală și monahală, precum și a realizărilor pe care acesta le-a avut în plan pastoral duhovnicesc la mănăstirea de Metanie Slănic. Înțelept, om bine pregătit și așa mai departe, și foarte important acest. Mai mult decât asta, acum el are și soră, are soră? Na, ca să vezi, na, e, are o soră călugăriță. Ma, mare călugăriță, absolventă de arte, la arte înalte, restauratoare de icoane și așa mai departe. Așa că, Părinte Visarion, îți doresc și ție să ajungi la vârsta celor 32 de ani de stăreție, cel puțin cât a fost Casian, să știi. E o treabă foarte serioasă, statornicia. Mulțumim înalt preasfințitului Părinte Calinic și mulțumesc și pentru încrederea care mi-a acordat-o. Totul este nou pentru mine și nădăjdesc în rugăciunile dumneavoastră și ale tuturor care mă cunosc. Mulțumim și autorităților și cuvioșilor părinți și preacucenților preoți care au slujit, autorităților locale și județene care ne-au sprijinit și sper să colaborez în continuare cu toți care au colaborat cu această Sfântă Mănăstire și cel mai mult îmi doresc să fie pace între toți cei care vin aici la mănăstire, între viețuitorii care sunt și poate care vor mai veni și nădăjduiesc mult în ajutorul lui Dumnezeu. Așa să mergi Dumnezeu. Amin. Mănăstirea Glavacioc are în apropiere un izvor care curge pe sub altarul bisericii. În ultimii 31 de ani, Părintele Stareț Casian împreună cu întreaga obște monahală a depus eforturi foarte mari pentru a salva de la ruină mănăstirea, după 150 de ani în care așezământul monahal a fost părăsit. Prima atestare documentară a mănăstirii este din anul 1441. Pe lângă hramul principal, închinat praznicului Bunei Vestiri, în anul 2017, cu ocazia cinstirii domnitorului Ștefan cel Mare, arhiepiscopul Argeșului și Muștelului a hotărât să pună mănăstirii al doilea hram, în cinstea marelui voievod moldovean. Echipa de volei CS Muștele a câștigat prima ediție a turneului internațional de volei găzduit de municipiul Câmpulung. Muștel Cup Volleyball a adus în orașul de la Poalele Mateiașului două echipe de top din Grecia, finala fiind disputată între echipa gazdă și Panathinaikos Athena. Timp de 3 zile, municipiul Câmpulung a devenit capitala voleiului juvenil de la noi din țară. Cele mai bune echipe de volei Speranțe din România, alături de Cavala și Panathinaikos Athena din Grecia, au participat la prima ediție a Muștel Cup Volleyball. Ideea acestui turneu a venit din partea antrenorului Adrian Mihăilă, ca o consecință firească a performanțelor obținute de echipa sa în ultimii 3 ani pe plan național. Părinții, dar și iubitorii acestei echipe, care o susțin necondiționat, au avut parte de un regal voleibalistic desfășurat în cele două săli de sport, de la Școala Gimnazială Nanu Muștel și Colegiul Național Pedagogic Carol I. După victorii pe linie în grupă cu ACS Champions Sibiu, Panathinaikos Athena și Academica Focșani, CS Muștel a întâlnit în semifinalele turneului pe CSM București. Pentru că cele două formații se cunosc foarte bine, a fost un joc în care tehnicienii echipelor au căutat să găsească breșa din apărarea adversarelor. Elevele profesorului Adrian Mihăilă s-au impus în final cu 3-0, ceea ce a făcut ca în ultimul act al competiției, muștelencele să se întâlnească din nou cu Panathinaikos Athena.
A fost o nouă ocazie pentru fetele noastre să dea piept cu formația care practică un stil de joc diferit, așa cum remarcă și profesorul Mihăilă. Ați văzut și în primul joc cu Panathinaikos, ne-a luat aproape un set să le descifrăm jocul, dar odată ce fetele au înțeles ce au de făcut, ați văzut, diferența s-a concretizat imediat pe tabela de scor. Cele două echipe au etalat un joc de înaltă clasă, demn de o finală internațională. S-au impus mușcelencele cu scorul de 3-0 pe seturi, rezultat ce confirmă încă o dată, dacă mai era necesar, că sportivele de la CS Mușcel formează o echipă de temut pentru orice adversar. Întreaga sală este în picioare, atmosferă de nedescris. Disputată această ultimă minge. Atacul Ioanei! Iată-le pe fetele noastre savurând victoria. Podiumul a fost completat de CSM București, iar în ordine au urmat Dinamo București, Champions Sibiu, Juvenil Brașov și Academica Focșani. A câștigat toată lumea, un turneu în care voleiul a fost pe primul loc, dar și factorul social, m-am bucurat foarte mult, și cel de socializare al fetelor cu adversarele noastre, care s-au dovedit într-un final a fi prietenele noastre, indiferent de naționalitate, și cele românce și cele grecoaice. V-am spus, factorul social, impactul pe care l-a avut acest turneu asupra cetățenilor din Câmpul Lung, m-a bucurat foarte mult. Țin să mulțumesc tuturor oamenilor care au fost alături de noi și au contribuit efectiv, toți cei prezenți care au fost prezenți în sală, au contribuit efectiv la reușita acestui turneu. Înaintea finalelor de sâmbătă, toate echipele participante la Mușcel Cup Volleyball s-au întâlnit în jurul unui foc de tabără, au socializat și și-au promis că se vor revedea anul viitor. Și mâine vom avea parte de o zi frumoasă de vară, am putea spune, chiar dacă suntem în septembrie. În județul Argeș, temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius. La Rucăr și Nucșoara vor fi înregistrate până la 24 de grade Celsius, iar la Mușătești temperaturile vor urca până la 28 de grade. La Vlădești vom avea maxime de până la 29 de grade Celsius și la Câmpul Lung va fi vreme caldă și frumoasă cu temperaturi de până la 27 de grade Celsius. În sud însă vor fi înregistrate temperaturi de până la 31-32 de grade, iar la Pitești termometrele vor arăta până la 31 de grade. Și în Dâmbovița vor fi înregistrate temperaturi ridicate. Acestea vor varia între 24 și 32 de grade Celsius. În partea de nord, la râul Alb, vor fi până la 24 de grade Celsius. 26 vor fi la Bărbulețu. La Malucuflori vor fi 27, iar la Voinești 29. În sud, la Măgoșani, termometrele vor indica până la 29 de grade Celsius. La Morteni vor fi chiar mai ridicate, 31 de grade. 30 vor fi înregistrate la Petrești. Iar la Șelaru și la Odobești, termometrele vor arăta până la 32 de grade. Cer senin și vreme caldă va fi și la Târgoviște. Aici termometrele vor înregistra până la 30 de grade Celsius. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile se vor încadra între 10 și 11 grade Celsius. Mâine la Câmpul Lung vremea va fi frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor indica până la 27 de grade Celsius. Ziua de joi, de asemenea, va fi una frumoasă. Vor fi înregistrate până la 26 de grade Celsius. De vineri se răcește, termometrele vor indica până la 23 de grade și sunt anunțate precipitații. Deocamdată atât pentru astăzi. Ne revedem mâine cu noi informații.
Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se oprește aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează emisiunea Credința Creștină. Vă doresc vizionare plăcută!